Pace vouă! Astăzi am deosebită onoare și bucurie să l-am alături de mine pe pastorul tocmai din Lugoș, fratele Bebe Ceaușu. Un bun venit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Apreciem foarte mult ideea de a putea discuta și mai ales de a discuta teme care sunt de actualitate și foarte importante pentru tineri. Haideți să vedem care sunt secretele în momentul în care doresc să te căsătorești, dar până la căsătorie sunt câțiva pași. Hai să vedem acești pași, pașii de curtare, pașii de logodnă și ce trebuie, sau mai bine zis, care sunt calitățile viitoarei soții sau viitorului soț. Da, sunt multe de vorbit pe subiectul acesta. Niciodată nu se epuizează subiectul. Aș începe un pic mai de vreme, și anume cu o întrebare pe care prea puțin tineri și-o pun. Toți se grăbesc să se întrebe când mă voi căsători, cu cine mă voi căsători, dar este o întrebare cel puțin la fel de importantă pe care nu prea și-o pun tinerii, și anume, vrea Dumnezeu să mă căsătoresc? Wow, o întrebare foarte interesantă. Hai să vedem ce vrea Dumnezeu. Chiar vrea pentru toți? Trebuie să ținem cont de faptul că Apostolul Pavel spune în prima epistolă către Corinteni, celor necăsătoriți și văduvelor, le spun să rămână ca mine. Pavel era în momentul respectiv fără un partener de viață. Și acum intervine cumva aici o fractură logică, pentru că în Geneza Dumnezeu se uită și vede că Adam este singur și zice nu este bine ca omul să fie singur. Și atunci de ce zice Apostolul Pavel că totuși e bine să rămâi ca el, dacă ești necăsătorit să rămâi ca el? Pentru că zice Apostolul Pavel că Dumnezeu are niște lucrări speciale cu oameni pe care vrea să îi folosească doar în scopul acesta și sunt lucrări pe care le pot face mai bine dacă sunt necăsătoriți. El argumentează puțin mai jos, justifică poziția asta și spune cine se căsătorește, bine face, cine nu se căsătorește, tot bine face. Deci nu este un păcat și de fapt Apostolul Pavel zice ăsta este un sfat pe care vi-l dau, nu este o poruncă de la Dumnezeu, ci este un sfat pe care vi-l dau. Eu zice pentru că vreau să vă cruț, zice ființele astea vor avea necazuri și eu vreau să vi le cruț, da? Ei, sunt lucrări pe care oamenii le pot face mai bine dacă nu sunt căsătoriți. Zice tot Apostolul Pavel că femeia căsătorită trebuie să se îngrijească de soție. Așa este, dar bărbatul căsătorit, la fel, trebuie să se îngrijească de soție. Și cine este necăsătorit se îngrijește de lucrurile Domnului, cum să placă Domnului, da? Ei, este o întrebare pe care tinerii să-și o pună, pentru că Biblia vorbește, e adevărat, nu explicit, ci implicit, despre un dar al celibatului. Despre un dar pe care Dumnezeu îl dă anumitor persoane să nu se căsătorească, ci să se implice full time și pentru totdeauna în lucrarea lui Dumnezeu până la adânci bătrâneți. Deci să rămânem pe palierul ăsta scurt, așa. Cum ar putea tinerii să-și dea seama că da, eu sunt născut să rămân singur? Cred că în rugăciune, în post, în ședere cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-ți descopere. Sunt tineri care, eu știu, din adolescență sau poate un pic mai târziu, simt chemarea lui Dumnezeu de a merge pe câmpul de misiune sau de a deveni slujitori într-o anumită slujbă. Simt cumva și cred că Dumnezeu le vorbește dincolo de simțire, dincolo de sentimente, le vorbește în mod direct atunci când stau în rugăciune, stau în post și caută voia lui Dumnezeu. Și apoi este dorința lor, da? Dorința de a nu se lega de un partener de viață, tocmai conștienți fiind că dacă pleacă pe un câmp de misiune dificil, să zicem, într-o țară din lumea a treia, undeva în Africa, să nu știu, undeva în Amazonia, ar fi foarte greu să mergi cu partenerul de viață după tine. Tu, fiind singur, suporți mai ușor. Dar când ai pe cineva lângă tine, trebuie să-ți porți de grijă și ție, trebuie să-i porți de grijă și lui.
Păi să vedem, oare nu ar fi chestia asta așa o deslegare a tinerilor de a nu se căsători? Sau mai bine zis, știm că în momentul în care ești căsătorit, ai anumite responsabilități, ai anumite roluri, trebuie să faci aia, trebuie să faci cealaltă. Și în ziua de astăzi tinerii sunt mult mai lejeri, așa în ghilimele, și nu ar vrea să aibă aceste responsabilități. Oare să nu fie ceva în spatele faptului că vor să eschiveze de la aceste responsabilități? Ce părere aveți? Este o tendință între tineri să împingă data căsătoriei cât mai târziu, să stea împreună cu părinții cât mai mult, să facă școli cât mai multe, să se angajeze și să se preocupe mai întâi de carieră și apoi să se căsătorească dacă mai vine vremea de căsătorie. Însă eu vorbesc despre altceva. Asta de unul singur și a nu te căsători este cu totul diferit de darul celibatului despre care vorbesc eu. Da. Una este să stau singur împreună cu părinții sau să stau singur într-o garsonieră, într-un apartament, dar să nu fiu implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Exact. Da. Și alta este să simt chemarea de a merge pe câmpul de misiune sau de a mă angaja într-o slujbă spirituală ca să stau cu tot timpul meu, cu toată energia mea, cu toate resursele mele la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite. Și cred că în post și în rugăciune Dumnezeu îi descoperă tânărului care este drumul pe care trebuie să meargă. Suntem la acest palier în care vedem că în ziua de azi tinerii au foarte multe pretenții. Mm-hmm. Își pun așa o listă întreagă cum să fie viitorul soț sau viitoarea soție. Dar să nu uităm, noi suntem totuși imperfecți, nu suntem perfecți. Atunci cred că lista asta ar trebui un pic să o minimalizăm și să vedem la ce trebuie să ne uităm cel mai mult în momentul în care o tânără dorește să se căsătorească sau un tânăr dorește să se căsătorească. Care sunt principiile de bază la care fiecare tânăr sau tânără trebuie să le aibă în vizor? Vorbim acum exclusiv despre tinerii creștini. Exclusiv, tinerii, da. Din bisericile, hai să spunem, bisericile evanghelice, da. Cred că, în primul rând, primul lucru pe care ar trebui să-l caute este el să stea în voia lui Dumnezeu. Înainte de a căuta un partener de viață și de a te uita la calitățile lui, trebuie să te uiți tu să vezi dacă ai calitățile respective. Eu mă pot uita după o fată să fie frumoasă, să fie educată, să fie, haide să spunem direct, fecioară, da? Dar eu nu am nimic din calitățile astea, atunci nu are rost să mă uit după astea. Da? Deci înainte de a căuta niște calități la celălalt, trebuie să le am eu. Foarte bine punctat, da. Ei, și acum eu zic așa, un tânăr credincios trebuie să-și caute viitorul partener de viață în poporul lui Dumnezeu. Asta este prima condiție. O regulă mai mult sau mai puțin scrisă, trebuie să-și caute partenerul de viață în poporul lui Dumnezeu. Sunt versete, începând cu Vechiul Testament și până în Noul Testament, care vorbesc despre incompatibilitatea între copiii lui Dumnezeu și, hai să spunem, cei care nu sunt mântuiți, da, sau necredincioși în limbajul pe care noi îl folosim. Sunt foarte multe incompatibilități. Cineva ar putea să spună, da, dar uite, tânărul de care eu m-am îndrăgostit, poate este un coleg de școală sau un coleg de serviciu, este frumos, este educat, este manierat. Unii dintre tineri din bisericile noastre nu sunt așa de manierați. Păi băiatul ăsta sau fata asta este mai pocăit sau mai pocăită decât mulți din biserică. Nu este chiar așa. Când te îndrăgostești, nu mai vezi decât lucrurile frumoase, pe celelalte nu le vezi. Biblia spune foarte clar că aceia care sunt mântuiți îl au pe Dumnezeu ca tată. Da? Zice foarte clar în Evanghelia după Ioan, chiar în prolog la început, că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Deci toți cei mântuiți sunt copii ai lui Dumnezeu. Pe când despre ceilalți, zice Domnul Iisus Hristos, evreilor care erau destul de religioși, da, făceau parte din poporul lui Avram, le zice, voi aveți ca tată pe diavolul. Ei, ori nu poți să te uiți la un om care îl are ca tată pe diavol, care îl are ca stăpân pe cel rău și să spui că este mai bun decât băieții pocăiți din biserică. Așa ceva nu se poate. De asta, prima condiție este să se uite în poporul lui Dumnezeu, nu în afara poporului lui Dumnezeu. Foarte bine. Deci asta este prima linie pe care ei trebuie să meargă. Apoi, următorul pas?
Sunt mai mulți și pașii aceștia se descoperă încă o dată, poate sunt de modă veche, sunt mai desuiet, în post și în rugăciune. În general, tinerii se uită după frumusețe, frumusețea exterioară. În mod special bărbații, băieții. Așa este, pentru da. Pentru că Dumnezeu, efectiv, i-a creat cu această așa, aptitudine. Așa este, da. Așa. Dar și fetele se uită exact. Ca băieții să fie. Și nu este rău să te uiți după cineva care este frumos, pentru că trebuie să trăiești toată viața cu el și trebuie să-ți placă de persoana cu care te căsătorești. Ar fi închin să te căsătorești cu cineva de care nu-ți place doar pentru că a fost credincios sau doar pentru că a fost educat și maniera. Nu, trebuie să-ți și placă. Nu excludem criteriul ăsta, dar nu este criteriul principal. Da? Biblia spune foarte clar că frumusețea este trecătoare ca zorile zilei. Asta înseamnă că trebuie să mă uit mai mult la caracterul unei persoane decât la corpul ei. Corpul încet, încet se strânge, suntem supuși legii entropiei care ne împuținează, care ne face să ne trecem, însă pe măsură ce treci în omul din afară, da, corpul, credinciosul în omul din lăuntru se face tot mai frumos. Mai frumos. Și Biblia spune că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Ei, după asta trebuie să se uite tinerii, după ceea ce îl face fermecător pe omul celălalt. Sunt tineri sau vârstnici, în general, oameni credincioși, copiii lui Dumnezeu, care emană frumusețe interioară, care emană bunătate, pur și simplu n-ai mai plecat de lângă ei. Și stai lângă omul respectiv și ești fascinat de el. Și în același timp sunt oameni care poate arată bine, dar nu suport să stai 5 minute în prezența lui, că te tulbură. Da? Deci ar trebui să pună foarte mult accent pe caracter. Da, pe integritate, pe latura caracter, da. Caracterului, adică pe bunătate, pe bucurie, pe toată. Deci cred că Galateni 5:22 se potrivește foarte bine, mă gândesc eu, dacă am luat așa un vizor. Și ar trebui să avem clar dragostea eros care te atrage, dar pe lângă dragostea eros ar trebui să avem și celelalte tipuri de dragoste. Dacă nu se manifestă, cred că în partenerul nostru... Da, Biblia spune că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Bunătatea este una dintre roadele Duhului Sfânt. Și este adevărat, la început, atunci când tinerii se împrietenesc, asta îi atrage, felul în care arată celălalt. Eu știu, poate pe fete le atrage felul în care le vorbește băiatul, cât de manierat este, că asta caută, da, o fată, ca băiatul să nu fie bădăran, ci să fie manierat. Dar cu timpul dragostea asta senzuală, firească, naturală, trece. Cam toți specialiștii în domeniu spun că durează undeva între un an și jumătate și 2 ani, nu durează mai mult. Și apoi, dacă tu ai ales viitorul partener de viață doar pe criteriile astea vizibile, fizice, când trece dragostea senzuală, cu ce rămâi? Ei, dacă nu reușești să treci dincolo de carcasa lui, de corpul lui și să te uiți la inima lui și să vezi în adâncul ființei lui, da, ceva ce l-ar putea face să rămână lângă tine și pe viitor și după ce trece frumusețea fizică, atunci nu știi cu ce rămâne. Și, într-adevăr, oamenii credincioși descoperă unul în celălalt pe măsură ce trece timpul, că deși dragostea senzuală trece, sau îndrăgostirea, da, ca să vorbim pe limbajul tinerilor, trece îndrăgostirea, atunci rămâne cealaltă dragoste care se aprofundează, dragostea agape, da, care devine tot mai profundă, este dragostea sacrificială care te face pe măsură ce trece timpul să fii în stare să-ți dai viața pentru partenerul tău de viață. Probabil că la început, când ești doar un tânăr îndrăgostit, n-ai fi gata să-ți dai viața pentru prietena ta. Dar după 20, după 30 de ani de căsnicie, când devine literalmente una cu tine, atunci ești gata să-ți dai viața pentru partenerul tău de viață. Foarte fain. Deci atunci cred că ajungi la maturitatea. Da, dragoste maximă, matură. Deci, dragoste matură. Dar cred că este important să vezi și cu ce se ocupă persoana respectivă. Deci nu să te uiți la banii lui, ci să vezi omul ăsta este capabil să întrețină o familie. Deci are această responsabilitate de a fi un tată, un viitor tată care va putea să ajungă și la faza încât financiar să nu aibă familia probleme. Păi sigur, ar trebui să se uite sigur, sau nu? Sigur, cred că ar trebui luat în considerare faptul de a te împrieteni, de a te logodi sau de a te căsători în momentul în care ești responsabil și de partea financiară. Sigur, și poți să-ți întreții
viitoarea familie. Sigur. Poate la scurt timp, într-un an, în 2 ani, se va naște un copil. Ce tată vei fi tu pentru copilul tău, ce soț vei fi pentru soția ta dacă încă te țin părinții pe banii lor? De asta și în Biblie, prima dată este munca și pe urmă vine căsătoria. Da, dar aici avem o mică problemă. De exemplu, sunt cealaltă monedă. Sunt mulți tineri care spun, ok, eu nu pot să mă căsătoresc, că nu sunt realizat financiar. Și atunci stă și muncește de la 20 până la 30 de ani și trece timpul, clar, 30 și ajunge la momentul ăla și zice, ok, financiar sunt bine acum, dar acum poate sunt prea bătrân sau nu știu dacă mai aș găsi una pe nivelul meu, pentru că în momentul în care tu agonisești și strângi mulți bani, atunci tu și ai pretenții la cealaltă persoană. Deci nu poți să îți iei o persoană care chiar nu are nimica și să zici, măi, eu uite, am ceva, tu nu ai nimica și se poate să fie o diferență. Ce părere aveți de oamenii ăștia care în final se focusează mai mult pe carieră? Da, și asta este o tendință a tinerilor, să se eschiveze din fața căsătoriei, justificându-se că nu sunt realizați financiar. Dar noi nu vorbim aici de realizare financiară. Noi vorbim de capacitatea fizică și intelectuală de a munci pentru a putea să-ți întreții familia. Nu trebuie să ajung să am casa mea sau apartamentul meu, să am mașina mea, să fiu independent financiar, da, și să pot să îi ofer viitoarei soții sau viitoarei familii orice i-ar plăcea, ci mă refer la a fi apt să muncești. În momentul în care ești apt să muncești, ai terminat, să zicem, liceul sau facultatea și ești apt să muncești, ești apt să te angajezi, în momentul respectiv poți să te căsătorești. E clar că nu le-ai pe toate. S-ar putea ca la început să trăiești în chirie împreună cu soția ta și poate și vine primul copil și încă ești în chirie. Dar, încă o dată, nu vorbim despre realizarea financiară, ci vorbim despre capacitatea de a putea munci. Foarte bine punctat. Deci, într-adevăr, este important să ai un job și să te gândești, da, deci eu sunt capabil pentru, sau am această responsabilitate. Apoi, este un alt criteriu, este criteriu educațional. Tinerii de astăzi, în general în România, diaspora nu-i la modă chestia asta. Merg la facultate și toți fac facultății una după alta. Deci de la bachelor, la master, la doctorat și așa. Și zicem, bine, când termin facultatea, când nu știu ce. Și atunci ajung în momentul în care perioada asta trece. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Trebuie efectiv învățați opera, deci poți să faci și școala căsătorit sau trebuie neapărat să termini școala și să te căsătorești apoi sau și în timpul facultății. Eu știu, când am terminat eu sau când am fost eu studentă, se căsătoreau foarte mult și foarte bine le mergea, pentru că totul făceau împreună. Da, nu trebuie neapărat să aștepți să termini facultatea, dar măcar să aștepți să termini liceul. Și eu m-am căsătorit în timpul facultății. Eram studenți și eu și soția mea. Nu ne terminaseră în facultatea niciunul dintre noi, dar nu ne-am sprijinit pe ajutorul părinților. Da? Și asta este foarte important. Poți să te căsătorești student fiind, va fi mai greu și va trebui să muncești. Fie tu ca bărbat, fie femeia, soția, fie amândoi, ca să vă puteți întreține. Da? Despre asta vorbim aici. Nu trebuie să, încă o dată, să ajungi, să faci școală după școală ca să câștigi tot mai bine din dorința de a-i oferi celuilalt toată stabilitatea financiară de care are nevoie. Nu. În momentul în care ești apt pentru muncă, chiar și în timpul facultății, dacă îți permite programul la facultate să mergi măcar să iei o slujbă part-time, eu știu, 4 ore în loc de 8 ore, da? poți să te căsătorești. Atât cât să-ți permiți să-ți plătești chiria și să ai ce să mănânci și ce să îmbraci. Foarte fain, ați spus câteva din punctele prin care un tânăr sau o tânără poate să vadă viitorul sau viitoarea soție. Deci, a spus, primul lucru este, trebuie să fie din comunitatea ta, da. Deci din poporul Domnului, deci prima calitate. Deci frumusețea, clar că nu trebuie să lipsească, cariera, clar, sau mai bine, nu vorbim de carieră, ci vorbim de responsabilitatea financiară, apoi cea educațională. Vorbim că cea mai mare valoare trebuie căutată în caracterul omului, pentru că în final tu rămâi cu persoana respectivă, nu rămâi cu frumusețea, exact ce a spus dumneavoastră. Dar vedem în mod special creștinul.
creștini, sunt mulți tineri care au străbătut toate punctele de care le-am spus noi și totuși au rămas necăsătoriți. Deci, clar, sunt și din poporul Domnului și frumoși, și financiar, și educațional, și caracter foarte frumos. Și totuși vedem că tineri în ziua de astăzi, foarte mulți dintre ei au teama de a se căsători. De ce? Cred că ține și de experimentarea prezenței lui Dumnezeu și de trăirea practică a credinței. Cum spuneam un pic mai devreme, nu trebuie să aștepți neapărat să-ți termini facultatea și masterul și doctoratul ca să câștigi cât mai bine, să-i oferi celuilalt tot ce are nevoie și tot ce își dorește. La urma urmei, căsătoria este și un pas făcut prin credință. Da? Implică și credința. Noi știm că avem un Dumnezeu viu, noi știm că Dumnezeul nostru este Jehova Ire, Dumnezeul care poartă de grijă, da? Și noi trebuie întotdeauna să ne încredem în El. Chiar dacă nu avem toate, și când ne-am căsătorit eu și soția mea, vă dați seama, studenți fiind amândoi, nu aveam toate lucrurile, să tot confortul de care am fi putut să ne bucurăm. Nu, am luat-o pur și simplu de jos, de jos, de tot, dar este un pas pe care îl faci prin credință. Și cred că, într-un fel, asta este frumusețea trăirii cu Dumnezeu. Să nu ai totul, să ai puțin, da? Ai puțin, ai ceva de care să te legi și în același timp te sprijinești pe Dumnezeu că El îți furnizează toate lucrurile. Biblia noastră spune foarte clar să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri în context sunt mâncarea și hrana și eventual un acoperiș deasupra capului. Deci Dumnezeu vi le va da pe deasupra. Când eu mă preocup de binele împărăției lui Dumnezeu, Dumnezeu se preocupă de binele meu. Când eu sunt interesat de El și de lucrarea Lui, Dumnezeu are grijă de mine. Este la urma urmei nu doar Dumnezeul nostru, este și Tatăl nostru. Și dacă părinții noștri pământești ne iubesc și ne poartă de grijă, cu atât mai mult Tatăl nostru ceresc ne poartă de grijă. Deci este și implicat, sau trebuie să fie implicată și credința în procesul acesta al prieteniei, logodnei, căsătoriei. Foarte fain. Deci, în primul rând, cred că Dumnezeu trebuie să fie implicat în această decizie. Și decizia, cred că, trebuie luată împreună cu Dumnezeu și cu viitorul partener. Și un lucru foarte interesant este că, totdeauna când vă căutați un partener sau o parteneră, trebuie să vedeți cu ce se ocupă în biserică, ce face. Ce face în biserică? Are vreo slujbă? Nu are nicio slujbă? Vine doar așa un simplu musafir sau ocazional la biserică? E foarte important. Copiii voștri vor vedea în voi dacă sunteți implicați sau nu sunteți implicați în biserică. Așa că, dragilor, nu uitați, totdeauna Dumnezeu croiește calea și noi trebuie să ne lăsăm pe brațul Lui și să știm că Dumnezeu ne aduce omul potrivit de care noi cu care noi vom trăi și de care noi ne vom bucura. Așa că căsătorii perfecte nu sunt, dar cu Hristos toate căsătoriile sunt foarte bune. Așa că, dragilor, îndrăzniți și vă căsătoriți!